Agricultorii buzoieni afectați de secetă vor primi despăgubiri în acest an în regim de urgență. Precizarea a fost făcută de ministrul Agriculturii Florin Barbu în timpul vizitei făcute în județul Buzău împreună cu premierul Marcel Ciolacu. Dacă anii trecuți banii intrau în conturile fermierilor afectați de secetă în anul agricol următor, de data aceasta ar urma ca despăgubirile să ajungă la agricultori până la toamnă, când vor începe lucrările pentru noul an agricol. De asemenea, Marcel Ciolacu a declarat că fermierii buzoieni vor primi despăgubiri indiferent dacă județul va fi declarat calamitat sau nu. Potrivit datelor oficiale, în sud-estul țării, seceta a afectat aproape 2 milioane de hectare de culturi agricole. Programul Tomata, destinat să sprijine producția de roșii, a avut un efect neașteptat în județul Buzău în acest an. Fermierii se confruntă cu o supraproducție de roșii, ceea ce a condus la scăderea semnificativă a prețurilor. Unii legumicultori buzoieni au ajuns să vândă tomatele cu aproximativ 0,90 de lei pe kilogram sau chiar să le arunce. În aceste condiții, investițiile fermierilor în cultura de roșii nu au nicio șansă de a mai fi recuperate. În acest an, prin programul Tomata, cultivatorii de roșii beneficiază de un ajutor de la stat în valoare de 1.500 de euro, sumă acordată pentru a sprijini înființarea culturilor agricole. Jumătate din suma totală, respectiv 750 de euro, a fost plătită la începutul anului pentru a facilita înființarea culturilor. Noua unitate de primiri urgențe a Spitalului Județean Buzău ar putea fi inaugurată la începutul lunii octombrie a acestui an. Președintele Consiliului Județean Buzău, Petre Emanuel Neagu, a declarat că, deși lucrările sunt finalizate și toate funcțiunile tehnice și medicale ar putea fi îndeplinite, deschiderea noii secții a UPU depinde de evaluarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență Buzău. Deși evaluările pompierilor s-au încheiat, reprezentanții ISU Buzău au anunțat că în perioada imediat următoare se vor întocmi ultimele documente. Noua unitate de primiri urgențe a fost construită printr-o investiție de 5 milioane de euro, iar la acest moment este utilată cu aparatură medicală de ultimă generație și dotări de înaltă calitate. Extinderea UPU Buzău a implicat construirea unui nou corp de clădire cu subsol și parter, paralel cu actualul imobil. Suprafața totală a fost extinsă la peste 1000 de metri pătrați la parter și aproape 1000 de metri pătrați la subsol, unde a fost amenajată o parcare de 800 de metri pătrați. Primăria Buzău demarează o nouă acțiune de dezinsecție la sol în tot municipiul. Acțiunea de dezinsecție se va realiza în perioada 31 iulie-7 august în toate cartierele și parcurile din oraș și are drept scop principal combaterea țânțarilor. Activitatea se va realiza etapizat și va fi desfășurată doar dimineața, între orele 5-10. Substanța folosită este avizată de Ministerul Sănătății și nu prezintă pericol pentru oameni și animale. Buzoienii sunt sfătuiți totuși să evite deplasarea și staționarea în zonele unde se vor desfășura lucrările de dezinsecție. În cazul unor condiții meteorologice nefavorabile, acțiunea va fi amânată, iar noile date vor fi comunicate public.